Hai că zicea lumea că ce-mi trebuie mie bețe de tobe, e asta să vă arăt eu, Iani. Ala-i. Salutare internet și bine te-am găsit la un nou episod de gaming! Wow! Și o să ne mai distrăm astăzi pe acest canal. Cum poate ați ghicit, pentru că pe canalul meu n-aveți de ce să veniți ca să vă uitați la gaming, pentru că mai sunt alte miliarde de canale care fac gaming, noi o să ne jucăm Passepartout, The Starving Artist. V-ați prins că eu sunt gen artist vizual și mă joc un joc cu artist și grafici, gen. În sfârșit a dat domnul să plouă, că mă c***am pe mine de căldură. Dar acum e răcoare, e bine și uite că nu degeaba s-a întâmplat să punem hanorace în shop. Pentru temperaturi neprevăzute în mijlocul lui iulie, puteți să cumpărați hanoracul oficial Nicu Mihai cu modelul pe spate și logo-ul pe față, la piept, ca să fiu mai aproape de inimile voastre. Dar trecem repede peste materialul promoțional, pentru că noi trebuie să stăm de vorbă. Dar vorbim după intro. Hai să-i dăm drumul. Nu sunt adeptul gamingului pe canalul meu și nu sunt nici adeptul la a face serii de gaming pe canalul meu. În niciun moment. Doar că primele două clipuri din Passepartout au peste 100.000 de vizualizări. Fiecare. Și au stat din ceva motiv în trending pe gaming timp de vreo 2 săptămâni fiecare. Și bine că la final v-am promis eu că vă fac propunerile în Passepartout. Încep să regret fiecare decizie pe care o iau. Continuăm astfel seria noastră de joc. Pixul, tableta grafică, actul 2. Îmbunătățirea meșteșugului. Hai să ne uităm peste propunerile voastre. Dacă poți, desenează un panda mafiot care joacă poker cu un tablou. Cu artificii în gură. În flăcări. Am un trebuie, nu? V-am promis. Un panda mafiot, mă. Care joacă poker cu un tablou. O să avem un fundal frumos cu minți și pajiște. Bineînțeles că tabloul are setul lui de cărți în mână. O să facem niște cărți bicycle. Care cred că nu-s deloc așa, arată ca niște semafoare. Și avem aici, foarte aproape de cadru, pandaul nostru mafiot. Cu urechi de panda. Evident, și are și el mâna de joc. Adică cele două cărți cu care parează întreaga sa avere. Un as de inimă neagră și un... ceva. Și bineînțeles, dacă este mafiot, trebuie să aibă o pălărie în cap. Ce fel de mafiot nu poartă pălărie? Sau ce fel de om cu pălărie nu e mafiot? Și deși îmi place foarte mult desenul așa cum e, o să facem pandaul în flăcări. Și poate nu doar pandaul, ci întregul desen. Frumos, fierbinte, Mafia Panda la vânzare. Mafia Panda 874! Bă, Isabela Djurj! Bă, mă faci bogat. Hai să mai negociem un pic. Trecem de 1000? Desenează un cub de gheață. În flăcări. Pentru această lucrare minunată, o să avem nevoie de un pic de context. O să avem nevoie de ideea cum că peisajul nostru se află sub apă. O să fie un peisaj subacvatic, plin de bule și răzbule. 1038. Eu de fiecare dată sunt fan să negociez, așa că 1188, 1365, 1020, hai. Deci se poate cu 1300. Așteptăm la următoare ofertă și îl dăm cu 1300. Așa se face și în realitate. Nu vă vindeți ieftin. Uite pe George, mă. Nu vă vindeți lui George. Și acum o să facem cubul în flăcări. Cub de gheață în flăcări. Hot ice merge la vânzare. Minim 2000. Mă, tot primesc oferte, dar nu mai trece niciuna de 1300. Haide! Desenează un monitor spart. În flăcări. Să dăm un pic de context și acestei lucrări. O să facem fundalul roșu care transmite furie. Transmite angoasă. Iar peste dânsul vom face acest monitor dreptunghiular spart. Hai să punem ceva și pe interiorul ecranului ca să fie completă imaginea asta de monitor spart. Să vedem ce ar fi cel mai relevant pentru un monitor spart. De ce ar fi monitorul spart? Gata, știu. 1326 pe Mafia Panda l-am vândut. Femeile din familii nobile iubesc carta lui Passepartout sau ceva scrie de acolo. Dar nici măcar nu-i de mirare că-l iubesc pe Passepartout. Cred și eu. Uite câta pensul are. Nici cum vine, uite-mă cum vine. Perfect! Un motiv foarte bun să avem monitorul spart ca să-i oferim un pic de context lucrării. Iar acum o să desenăm monitorul în flăcări. Uite ce frumos! Hai mai dăm tablou cu 842, perfect, ial, să fii sănătoasă. Următoarea dată să desenezi flăcări în flăcări. Care următoarea dată, adică acum? Bă, nu știu ce trageți voi pe nas, dar sigur nu e la fel cu ce trag eu pe nas. Hai să încercăm să facem o flacără micuță frumoasă, direct pe alb. Foc, flăcări, frumos, căreia o să-i dăm foc. O să avem un foc mai mare în jurul flăcării mai micuțe.
Acum m-am prins că prima mea flacără putea să fie de fapt o flacără de foc, poate pusă pe niște lemne care ard. Hai tot să încercăm să facem treaba asta. Cam așa. Și tot focul nostru a luat foc. Cu tot cu lemne. Și cu flacără. Ar fi vrut să-i dau așa un efect texturat pe margine, dar... good enough. Lucrarea noastră mirifică 1626, 1855, 2020. Vândut, adjudecat. Nago Gardner s-a vândut cu 2020 de euro. Mare valoare. Mare, mare valoare. Hai să vedem ce va face tabloul nostru. Flaming Flame. Și înapoi la șevalet. Uite bă, ăsta vrea să-mi dea 400. Asta e, deci, dacă ai mai puțin de 400 de euro în buzunar, n-ai ce să intri în magazinul meu. Regulă generală. O să scrie mare la intrare. De fapt nu, așa o să-mi numesc atelierul. Dacă ai sub 400 de euro, n-ai ce să cauți în atelierul meu. Bă, edit. Desenează un iepure cu morcovi în loc de urechi. Ce mănâncă urechi de om. Mă l-aș desena, dar n-are destule flăcări. A, uite un reply. În flăcări, please. Un iepure? Cu ce mă, cu morcovi în loc de urechi? Cum ar fi dacă i-aș face și frunze aici la capătul morcovului? Deloc rău. Deci începe să arate un pic ciudat. Care mănâncă o ureche de om. Ureche de om. Pe care o mănâncă iepurul. Nu sunteți ok, mă. Nu sunteți ok deloc. Încep să mă tem pentru viețile voastre. Am zis pentru viețile voastre, vreau să zic pentru viața mea. Coadă, mă. Iepurii au coadă. Și burtică roz. Toți iepurii au burtică roz. A, bă, parcă tot mai rău arată. Doamne ferește. Facem niște iarbă. Mai închisă, mai deschisă. Și bineînțeles, ca să fie complet, vă las să ghiciți numai. Hai. Bun. Minunat. Wabbit. La vânzare. Satisfying Channel. Desenează o plajă. În flăcări. La ce să mă aștepte? Deci, efectiv, vă dau o chestie. Mură în gură așa. O scot la... știi? Și vă dau o chestie. Și după nu mai știu cum să scap de ea. Uite, așa avem mai multe straturi de apă, de mare. Și a zis aici să fac o plajă, dar o să fac o insulă, de fapt. Insuliță mică, să vedem, mai așa, mai... e ok. Wabite pe care să se vândă cu aproape 1100. Bă, mare valoare pe desenele astea voastre, mă. Hai că și cubul de gheață se dă cu 700. Haide, haide, bravo. Numai lucrarea aia veche a mea nu se dă, că e bună rău, e prea bună ca să se vândă. Avem pe plaja asta un palmier și o să facem și o stâncă. Hai să facem o rocă mare pe plajă. Puține umbre aici la baza rocii și a palmierului. Norișor frumos în spate. Și ca să fie propunerea completă, o să facem insula în flăcări. Arde, arde insula, arde copacul, arde stânca. Totul arde. La vânzare cu tine. The Fierest Island. Și dacă am văzut cât de bine cotate au fost toate celelalte tablouri, hai să vedem ce preț putem să scoatem și pe ăsta. 1735, 1800, 1400, 1600, 1808. Ah, se mai dau o dată. Asta e 1540. Văd că se învârte oricum în jurul prețului ăsta. Și cred că trecem la un nou capitol. Scrisoarea aceasta este o invitație pentru tine la castelul meu. Am fost profund impresionată de maestria cu care... Mersi super mult că a stat alături de mine până la finalul clipului. Mă bucur super mult că am avut ocazia să vă desenez propunerile. Oricum vreau să vă spun că sunt profund recunoscător pentru că am trecut de 120.000 de abonați pe YouTube și de 21.000 de like, de follower pe Instagram. Ceea ce pentru Instagram la cât de des postez eu e incredibil. La fel vreau amintesc prietenește că puteți găsi merchandise-ul meu pe shop-ul celălalt de la ideicrede.ro. Tricouri și hanorace, hanoracele au și logo-ul pe piept și modelul pe spate, în timp ce tricourile îl au doar pe... Vă las un link în descriere. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, unde v-am îndemnat deja să mergeți să-mi dați follow sau nu v-am îndemnat. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, din nou link în descriere, dar pentru moment cam atât de aici. Eu am fost Nicu și, ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine. Dacă mă trezesc că și ăsta intră în trending pe gaming și poate mai trece și 200.000 de vizualizări. Trebuie să mai fac unul.